v-am încurcat. Da, dar unde ne-am prins aici? La momentul în care n-am înțeles bine problema. Da? Hai să spunem că n-am înțeles bine problema. Dar am citit-o de mai multe ori și ne-am dat seama. Corect. Deci am învățat asta. Citim o dată, de două, de șapte, de nouă, de 99 de ori, până când înțelegi bine conținutul. Nu te poți apuca de o problemă fără să înțelegi conținutul. Corect. Noi mi-a dat tot văzut prin, dar acum a văzut prin. S-a dat drum la cameră? Da. Aflați valoarea expresiei. Aflați valoarea expresiei. Da. Paranteză pătrată. Și expresie. E expresie, da? Da. Paranteză pătrată și rotundă. A-A. A-A, adică A-A, așa. Adică barat, așa că dacă ea împărțit la un A, minus. A împărțit la A. Închid paranteză rotundă sau nu? Nu închideți nimic. Minus. A împărțit la A. Acum o închideți. Rotundă. Ori. A-A-A. De trei ori A. Da. Barat. Împărțit la A minus 110, închideți și pătrata, da. Împărțit la, așa, A. 100 plus. Împărțit la? 100 plus. Mai este A. mult? Da. 100 da plus. Deschideți o paranteză rotundă. Da. 10 ori. A, B, A, B. A, B, A, B, numărul. Da, împărțit la A, B. Minus 99. Minus 99. Egal. Știi ce? Da. Eu știu deja cât face A, A minus A împărțit la A. 11. Că orice număr când am, poți să îmi dai toate numerele din lume. Dar dacă fac 22 împărțit la 2, 11. 33 împărțit la 3, 11. Și 11 împărțit la 1, tot 11. Și tot așa, pentru că e două cifre. Aceleași numere. Hai să fii mai riguroși. De 11. A împărțit la A, A împărțit la A de 11. Da, da, să fii mai riguroși. Să scriem asta. Nu pe cuvântul meu de onoare. Exact. Eu zic să munciți. Să lucrăm. Păi, e egal cu. E egal cu. Ce dar mie îmi place asta. Deci tu când spui că este evident, nu poți să spui în cuvinte, este evident. Și trebuie să fie calculul. A, A. Ce înseamnă A, A? O să aducem pe A. A, A. A, A înseamnă un număr de două cifre. Adică aceleași cifre. Atunci, un număr de două cifre egale. Nu, atenție. 10A nu. Plus 10A. Mai zici tu. Hai, dar așa vreau să lucrezi. 10A plus A. Deci este egal cu 10A plus A, un paranteză, nu, 10A plus A, tot un paranteză punem noi, împărțit la A. Asta e că A, ăsta e 10A plus A. Așa, împărțit la A. Minus A împărțit la A. Poți să spui că este egal cu 1? Ai, acum. Libertatea să o spui. Nu se știe. De ce? Adică, eu trebuie să arăt. Că am împărțit la face 1? Da. Nu, așa păi... mai. Hai să spunem. 2 împărțit la 2, 3 împărțit la 3, 7 împărțit la 7. Așa v-am dat și eu. Nu. Aici trebuie scris așa, ca să apară 10A și cu 1A face 11A. Și 11A împărțit la A face 11. Da? Deci dacă vrei să scriu mai strâns, în mai pierd timpul, aș fi scris așa, de A ăla, ca fiind 11A, împărțit la A. Și 11A împărțit la A, acum te înțeleg că face 11 tot timpul. Da? Minus 1, care e? Hai să zicem așa. Da, minus 1. Da. Asta în paranteză pătrată, dacă pun, nu? Da. A, ați pus... Am pus rezultatul 11A. Adică acel 10A și cu A, e vorba de A, A ăsta, e 11A. 11A.
10 a împărțit la a minus 1, în paranteză, ori a. Dar te rog să scrii. Acolo să scrii și pe la a pe la. Cum s-ar zice? Păi a împărțit la a 111. Deci vreau 111 a. Așa încât o spune mulțit cu 111 a împărțit la a. Minus 110, paranteză dreaptă, de până aici, împărțit la 100, 100, da, parcă. Da, zic, așa, împărțit la 100, stai puțin, că trebuie pagina și așa. Dar da. De ce nu continui acolo? Că ai mai spațiu. Împărțirea 100 plus 10 ori a 10 ori, dar poți să scriu direct în loc de 10 ori, adică scrii 10 ori a, b, a, b, adică 10 ori a, b, a, b, 0. Adică tu vrei să scrii finalizând aici cu 0 la sfârșit, da? Da. Știi ce ți-aș propune? Să încercăm altceva. A, B, A, B, acela cu bani. Vrea să scriu într-un alt bord. Uite, Daria. Cum? 27. Aveți o paranteză în plus acolo, nu toate. După A, B, A, B nu trebuie paranteză împărțit la. Aici nu trebuie, nu? Nu, n-am nicio rost. Împărțit la AB, da. Da, da. Minus 99. Minus 99, după asta se pune paranteza, nu? După 99 se închide paranteza. Așa. Daria, 27. S-ar mai scrie egal cu 27 ori 100. Deci, 2727. Da. Se scrie 27 ori 100 plus 27. Ia, vreau să vezi la exemplul meu dacă am de dreptate. Oh my God. Da, aveți dreptate. Adică s-ar scrie 2700 plus 27. E bine? 2727 scrie ca fiind 2700 plus 27. Da. Iar în loc de 2700 am zis 27 ori 100 și plus 27. Atunci AB AB bară s-ar scrie 27 AB ori 100. Așa, AB ori 100 plus AB. A, B. Adică e cam mai departe. La A, stop. Mai lucrăm aici. Adică AB. 100 de al de AB și cu un AB fac câți? 101 ori AB. Încât? Putem completa aici, ne ducem în paranteză și zicem. Unde ești tu? Încă? Unde te afli? Nu, sunt cu dumneavoastră. Da? Deci la rândul, ești aici, da? Da. Păi, dacă facem... 10, lăsăm pe 10 ori... 101 egal de AB. 101 ori AB și împărțit la AB minus 99. Așa. Și egal, te rog să continui tu acum. 101 împărțit la AB. Da. 101 că de ce s-a pus AB?
Păi nu, nu a fost 101 de-al de-al de-al. Așa, da, 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 mă scuzați. Cei 100 și că 1 de-al de-al de-al. Împărțirea a de... Păi... Egal. De la capăt, da. Reluăm și zicem. 11 a împărțit la 11, deci. Deci face 11. Acum la colom. 11 minus 1. 11 a împărțit la 1, zic că face 11. Da. 11 minus 1. 11 minus 1, 10. 10. Vine 10. Asta e paranteza rotundă. Da. 10 ori. Ori. 111 a împărțit la 11. 111 a împărțit la A. Împărțit la A. Împărțit la A, mă scuzeți. Da. Minus. Asta e o paranteză... Minus 110. Minus 110. Asta e o paranteză rotundă. Da, toată asta. Împărți la 100. Împărți la 100. Mm-hmm. Plus? 10 ori 101 împărți la AB. Ori AB. Ori AB și împărți la AB. Da, ori AB împărți și împărți la AB. Adică 10 ori 101, 1010 AB. 1010 AB, împărțit la AB? Împărțit la AB, adică... 1010. Da, 1010. A, așa vine, nu? Da. Că AB împărțit la AB face 1 și rămâne 1010. Da. 1010 minus 99, punem în paranteză rotundă. Minus 99 în paranteză rotundă, da? Și egal cu? Așa și este... egal cu 10 ori 11 a împărțit la a care este egal cu 111. Și 111 ori 10? 1110. 1110 minus 110. 1100. Minus 110. Într-o paranteză. Împărțit la 100. Da. Plus 0 minus 9, 1. 0 minus 9, 1. 9, 911. Face cât? 900? Plus 911. 911? Sigur? Da. 911, merg până la da, 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 stați. 9 plus 1, 0. Și 1 reținem. 9 plus 1, 10. Și 1 plus 1, 11, care l-am reținut. 1. Și apoi am 9 plus 1, da, 10. Deci 0. Da. 0, 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 și apoi 9 și cu încă 1, 10. Sau invers, dacă mergi 9 din 10, 1, 9 din 0, nu se poate învăța, deci 9 din 10, 1, 911, corect. Și va fi egal cu 1000 împărțit la 100. Hai, mai întâi scăderea. Păi da, v-am spus 1000. Că... 1110 minus 110. Da. Deci 1000 împărțit la 100 plus 99. Face 1000, da? 1000 da. Împărțit este la 100 cu... plus 911. Și este egal cu 10 plus 911. 10 plus 911. Și este egal cu 921. 921. Deci 921 este răspunsul da, pe care l-am... Da, ușor că s-a, să aude, să înregistrează. 921 este răspunsul. Ce... Haideți să ne uităm o dată să spunem unde... Mi-a plăcut. Unde? Care sunt momentele frumoase? Pentru că ne-am dat seama că... A împărțit la A egal cu același, egal cu împărțit și A împărțit la A sau și AB împărțit la AB și aceste lucruri care noi ne-am jucat așa cu ele, bine că ne-am dat seama cât dau, adică cât dar da. Da, deci frumusețea ghișiților constă în aceea că numărul AA este, cum spuneai tu, 11, 22, 33 și împărțim. Da. Facem 11, dar noi am lucrat concret și am arătat că facem 11A. Împărțit la A, deci este clar că vom obține 11, cum ai spus tu mai devreme. De asemenea, AB aici a fost important.
AB, AB. Am împărțit la AB și ne-a dat același lucru. 101 parcă ne-a dat. Da? Deci, în final, nu putem spune că a fost un exercițiu foarte, foarte ușor, ci destul de interesant. Da. Da? Adică, nu putem spune că, adică, recunoaștem, a fost și greu. Da. Pentru că, în început, nu știam cum să facem. Și apoi ne-am dat și noi seama că aveam AB, 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 împărțirea AB, apoi... Deci, scrierea în baza 10 a fost important. Da. Deci faptul că numărul este scris în baza 10 a fost lucru important. Daria, să trecem în revistă, să vedem lucrurile importante din ziua de azi, pe cu ce rămânem din discuția noastră, da? Deci, hai să spunem sinteza. Sinteza orei. Orei. Am făcut problema aceea care s-a dat acum la compere. Și Daria a dat compere. Orei. Da, deci sinteza orei și hai să spunem, ce a fost aceea de la compet? N-a fost grozavă? Nu, n-a fost deloc grozavă. A fost să... Dar a scăzut același lucru. Da. Mergem mai departe. Nu vă spun ce o să iau la compet, că vă supărează mine. Da? O să mă supăr? O să da. Vă spun. O să mă supăr? Nu, da. Ok, să vă spun ea. Da. Pentru că mereu o să te duci spre bine dacă recunoști. Sigur că spune. Da. Și uite că o să te ajute. Îți mai spune și păi, domn trebuie să învățăm, să fim sinceri cu noi, ca să poate face progres. Așa. Dar nu acum, ca să terminăm în sinteză și nu discutăm. Când închid camera, da? Apoi avem... așa problemă cu X și Y. Știm că X și Y plus X, Y și X. Deci, scrierea numerelor de formă A, B, C în baza 10. Adică e vorba de scrierea aceea, că e A ori 100 plus B ori 10 plus C, da? Da. Scrierea numerului ABC în baza 10, pe asta am vizat și probleme am făcut în legătură cu asta, da? A fost problema aceea cu foarte frumoasă, care mi-a făcut la nebunie, cu A, B, C minus B, C, A minus C, A, B. Deci a fost problema frumoasă, A, B, C. Că e expresia, nu? Da. Expresia e care... egal cu A, B, C. Minus a crezut că ne încurcă. Minus B, B, A, C. Și minus C, A, B. Da. C, A, B. În care s-a pus problema găsirii lui ABC da. În niște condiții. Apoi am avut l-am aflat. Așa, apoi l-am aflat. Apoi problema aceasta cu A plus 3 ori B plus 4 în paranteze. Aia care a încercat să ne păcălească. Da? Deci, practic, probleme în care am avut A plus 1, parcă era acolo, A plus 1 pe lângă 3. Da, pe lângă și B mi-ați plus, mai dat și dumneavoastră. B plus 3 egal cu da. 18. Și am temă să fac A plus 1 plus. Așa. Cu divizorii. Da. Deci o problemă de... divizor. Da? Cât ori cât se fac cu 18. Și problema în care am făcut-o acum. Așa asta... Doamne, asta a fost cea mai grea problemă până acum. Dar până la urmă ne-am dat seama de ea și a fost foarte... Deci la bază ce a fost astăzi, toată ziua, în lecția noastră, scrierea numerelor de formă ABC în baza 10. Da. Pe asta s-a bazat, nu? Da. Și cu divizorii. Cam da. Astea a fost cele două lucruri. Iar noi am reținut în fiecare moment cât e ceva important care ne este de mare folos. Da. Ne oprim aici. La revedere, dragilor! Nu uitați de like și share! Sigur că da! Să nu uite de like și share. Așa este. Așa.